Cheluțul e mai bun decât noi toți la un loc. Cheluțul are atât de mulți bani. Încă la un moment dat, dacă Dorian Popa aruncă o minge și lui Cheluțul e lene să alerge după ea, Cheluțul poate să plătească un om să alerge după mingea respectivă. Și nu doar să plătească un om random, un om la întâmplare, nu. Cheluțul are suficienți bani încât poate să plătească o firmă de consultanță. Care prin procese specifice și interviuri punctuale să determine cel mai potrivit om care să alerge după mingea lui Cheluțul. În acel moment, Cheluțul are atât de mulți bani încât Cheluțul, pentru mine, o să fie domnul Cheluțul, pentru că trebuie să-l respect. Iar eu, pentru Cheluțul, în acel moment nu o să fiu nici măcar Geo. O să fiu maxim un băiete. Băiete, ia 50 de lei, scarpi numai la c***. Asta o să spune Cheluțul în acel moment. Da, da, da.